Salut și bine v-am regăsit! Așa cum v-am promis, am să vă povestesc câteva lucruri despre experiența mea în poliție. Cine a urmărit vlogurile mele, la un moment dat am spus că am lucrat în România înainte să plec în Japonia, înainte să plec din România, am lucrat în poliție ultimii 5 ani, apoi am venit aici în Anglia. Și au fost multe întrebări, unde am lucrat, ce am făcut acolo și așa mai departe. Nu o să dau toate detaliile pentru că sunt anumite detalii pe care vreau să le țin personale, dar am să vă spun câte ceva despre experiența mea ca polițist în România, dacă se merită, o să dau și niște sfaturi pentru cei care lucrează acum sau pentru cei care vor să lucreze în poliție în România, de ce am plecat și așa mai departe. Dar nu înainte să vă citesc un comentariu de la unul dintre abonați, așa cum am promis la începutul fiecărui vlog de acum înainte, am să aleg dintre comentariile cele mai bune, cele mai abonații cei mai activi pe acest canal și unul dintre cei mai activi abonați în ultimul timp și care mi-a scris o grămadă de mesaje, am răspuns la aproape la toate, dar o să aleg unul dintre ele. Este vorba despre doamna Marilena Goia, cu care m-am întâlnit într-un magazin aici în Lincoln, m-a recunoscut. Am vorbit, am stat puțin de vorbă, n-am avut destul timp să ne cunoaștem mai bine, dar sunt convins că am fi avut multe de vorbit. Doamna Marilena mi-a lăsat o impresie foarte bună. Se vede că este o doamnă citită și trecută prin viață, de la care multă lume are ce să învețe. Și ar fi bine să-și facă și un canal pe YouTube și să vorbească acolo, să dea sfaturi și să facă ceea ce fac eu sau ceva similar. Am să vă citesc acum mesajul de la dânsa și o să-i și răspund. Și mesajul sună așa, o să-l și atașez aici. Când ți-am spus că poți echivala studiile în UK, mi-ai răspuns că ai alte planuri. Da, pentru că v-am spus că vreau să plec în Japonia, că o să plec în Japonia. Mai durează ceva, dar o să plec. Asta este, cum să vă spun eu, să vezi Japonia și să trăiești acolo câțiva ani și să ai șansa asta, e ca și cum ai conduce sau ai avea pentru prima oară un BMW. Cine nu știe ce înseamnă BMW sau cine are o impresie proastă datorită reclamei proaste care o fac unii în România, că sunt nedisciplinați în trafic, Este foarte greșit. Deci când conduci un BMW, după ce ai condus un BMW, nu-ți mai trebuie să conduci altă mașină niciodată. Așa și cu Japonia. După ce ai văzut Japonia, nu ai cum să vrei să mai vezi altă țară. Am văzut Japonia și mie Anglia nu mi se pare nimic wow în Anglia, comparație cu Japonia. În afara faptului că este mai aproape de România și că vorbesc limba engleză și pot să fac mai mulți bani datorită acestui aspect, nu m-a impresionat cu nimic Anglia și nu vreau să mai văd altă țară în afară de Japonia. Nu vreau să lungesc acest vlog, doar că vreau să răspund acestui mesaj. De ce nu vreau eu să studiez mai mult în Anglia și să fac ceva aici? Poate ar trebui, dacă încă nu ai făcut-o, să te gândești că meriți mai mult decât ai acum, pentru că probabil ai putea face ceva valoros într-o altă poziție. Pentru tine, familia ta, pentru români sau pentru... că este cea mai importantă chestie în viața ființei umane. Păi da, păi lucrurile astea pot să le fac oriunde, pot să le fac și în România, pot să le fac și în Japonia. Eu aleg Japonia pentru că este altceva, sunt convins că dacă aș avea alt job, poate viața mea ar fi mai bună. Dar atât timp cât eu am în cap Japonia, n-am cum să mă focusez pe altceva, nu pot să văd partea plină a paharului în altceva, nu am cum. Asta este motivul, cred. Și acum să revenim la vlogul de astăzi, legat de experiența mea în poliție. Probabil că nu mulți polițiști vorbesc, nu fac vloguri, sau foști polițiști, nu prea am văzut să facă vloguri. Dar eu nu mă feresc de nimic, eu am vorbit despre orice. Ce înseamnă să fii polițist în România? Din punctul meu de vedere, meseria de polițist este cea mai frumoasă meserie din lume. Nu cred că există o altă meserie mai frumoasă ca această meserie. Eu când am intrat în poliție, nu m-am gândit că vreau neapărat să fiu polițist și asta a fost visul meu din copilărie. Probabil că a fost la un moment dat un vis din copilărie, dar nu mi-aduc aminte. Doar că a fost ocazia, s-a evit atunci șansa, dar pot să spun că eu nu am realizat pe moment ce înseamnă meseria de polițist. Da, mi-am dorit probabil când eram foarte mic, dar mi s-a evit șansa și am zis, haide să încerc, de ce nu? De ce spun că este cea mai frumoasă meserie? Este o meserie grea. Ca să fii polițist, trebuie să fii și psiholog, să fii și fizic pregătit, să fii un pic nu neapărat luptător sau să știi arte marțiale. Poate că multă lume crede că polițiștii sunt supereroi sau sunt, eu știu, roboți. Nu. În concepția mea, toți polițiștii ar trebui să fie sportivi și toți ar trebui să măcar să meargă la sală, măcar să aibă o rezistență. Și bine că asta este și la început când te înscrii în poliție, după examenul medical, ai și probă sportivă și nu poți să fii chiar, trebuie să ai o pregătire fizică cât de cât ca să poți să intri. După care examenul scris,
fizic, unul scris și unul oral. Aici nu trebuie să vă panicați, nu trebuie să vă speriați, pentru că n-ai lucrat și n-ai de unde să știi. Nu ești, niciodată nu știam mare lucru despre legi și cu ce legi o să lucrez și așa mai departe. Că îți dau ție o maculatură imensă când te apuci să înveți. Trebuie să tocești atunci pentru examenul ăla și după aia o să le înveți pe parcurs. O să înveți în școală, o să înveți, tot timpul înveți în poliție, tot timpul faci cursuri, tot timpul trebuie să apar legi, trebuie să le citești, să le recitești. Trebuie să mai știți că în poliție sunt mai multe departamente, deci nu trebuie să te gândești, dacă vrei să intri în poliție, va trebui să patrulezi toată ziua pe stradă sau ce vezi tu, sau o să stai tot timpul în mașină și o să fie totul frumos și totul roz. Nu, o să te plouă, o să te bată vântul, de multe ori o să fii pe stradă, depinde acum la ce... Mai depinde acum și la ce departament vrei să intri. Eu am lucrat în ordine publică 2 ani și la circulație 3. Mi-a plăcut mai mult la circulație pentru că ești un pic mai respectat. La circulație ai mai mult de-a face cu șoferi. Șoferii au cât de cât măcar, te gândești că să obții un permis de conducere, totuși nu ai cum să fii boschetar sau, eu știu, să n-ai 8 clase. Măcar ca să obții un permis de conducere, ești sigur că cel care stă de vorbă cu tine măcar are câteva clase și măcar el ține de permisul ăla să nu-l piardă și o să aibă mai mult respect un pic față de tine ca polițist doar pentru acest lucru. Dar comparație cu ordine publică în care tu efectiv legitimezi pe oricine, poți să legitimezi boschetar, poți să legitimezi aurolași, poți să legitimezi oameni cu studii superioare, poți să dai și de avocați, poți să dai și de oameni periculoși și de oameni ciudați și tot felul de situații. Dar la circulație, în mare parte, lucrez cu șoferi și cu oameni un pic mai educați. Diferența asta am sesizat-o eu atunci când m-am mutat de la ordine publică la circulație. Pe lângă asta, era mai multă activitate la circulație, lucram mai mult de zi și mai mult dirijam circulația, dirijam traficul, ceea ce mi-a plăcut. Altă chestie, dacă nu ai o chemare către această meserie, dacă ți-e frică, dacă nu ești un pic nebun, nu ai ce să cauți. Mai ales în România, pentru că România este, poliția nu este respectat. Eu mi-aduc aminte că atunci când lucram la circulație încercam să legitimez un taximetrist. De fiecare dată când încercam să legitimez un taximetrist, trebuia să mă explic, trebuie să fii foarte atent ce vorbești, cum vorbești, să-ți păstrezi calmul. De multe ori sunt nervoși, pentru că datoria ta nu este să îl întrebi pe șofer dacă a mâncat în ziua aia, dacă are probleme, dacă are datorii la bancă, dacă tu nu știi problemele lui. Și omul automat este nervos, pe lângă problemele care are, mai vii și tu. Ceva de genul se întâmplă. Plus că în România nu se promovează poliția, poliția nu are autoritate, nu are putere și este foarte greu să aplici legea. Sunt legi care protejează polițiștii. Sigur că sunt, nu e chiar așa, adică nu vreau nici să sperii lumea, să spun nu vă duceți că nu este respectată. Dar asta este realitatea, poliția nu este respectată și trebuie să te faci respectat. Și aici o să vă dau un mare sfat pentru cei care lucrați, sunteți de câteva luni de zile sau cei care vor să intre acum în poliție. Indiferent de ce vi se spune, de ce colegi lucrați, indiferent cum vi se spune, nu luați șpagă. Probabil că mulți se gândesc deja că e în or să ia șpagă sau eu chiar am văzut cazuri în care după mine, deci eu eram angajat de vreun an de zile și după mine au venit unii noi și prima întrebare care a pus-o un băiat a întrebat câtă șpagă să face pe zi și cât. Adică cine se gândește că în ziua de astăzi se mai practică chestia asta, nu zic că nu am cum să spun, nu cred că s-a diminuat la zero, adică încă mai sunt șpăgari, sunt convins de chestia asta, dar este un fenomen pe cale de dispariție, chiar și în România, chiar dacă nu vă vine să credeți. Poate chiar ați avut acum o experiență cu unul care a luat și mă contraziceți. Dar eu am lucrat acolo 5 ani și am schimbat anumite departamente, ca să spun așa, și nu am văzut chestia asta pe cât mă așteptam să fie. Și de fapt nu o vezi, pentru că nu o să spună nimeni, nici colegul tău, dacă face ceva, nu o să spună, asta e clar. Se feresc toți, se feresc unul de altul și fiecare face pe spatele lui. Și este foarte periculos pentru că polițiștii sunt vânați de deghea. Nu se știe cum ți se face un flagrant. Deci persoana care vrea să-ți ofere ție șpagă poate să fie un polițist sub acoperire. Deci nu ai nicio siguranță, nu ai nicio siguranță și nu ai de unde să știi cine este omul ăla de la care vrei tu să iei.
Și indiferent ce probleme ai avea cu banii, ce datorie ai avea, dacă te gândești să faci chestia asta, gândește-te că dacă te prinde, pe lângă datoriile care le aveai, va trebui să, o să rămâi fără locul de muncă, o să rămâi sigur fără locul de muncă, nu știu dacă și pușcărie. Acum depinde, faci pușcărie, dar în orice caz îți pierzi locul de muncă dacă faci chestia asta și nu o să mai lucrezi niciodată în poliție, asta pot să garantez. Și atunci a intrat mai rău în belea. Deci salariile am înțeles că au mai crescut față de 2013 când am plecat eu. Atunci chiar erau mizerabile salariile și tocmai de-aia am și plecat, pentru că nu mai îmi puteam permite să mai supraviețuiesc. Deci eu aveam matiz atunci la vremea aia, îmi cumpărasem matiz, că nu-mi permiteam altceva. În afară de un covrig la muncă și eu știu ce, mai luam câteodată un pachet sau mâncam ceva, un fast food, dar nu-mi permiteam să mănânc nimic, nu-mi permiteam să îmi cumpăr haine, îmi cumpăram mai mult haine de poliție, mai mult am dat 5 milioane, țin minte acum, 500 de lei pe o geacă de piele de poliție, pentru că nu-mi plăcea uniforma care mi se duse, era, materialul era de proastă calitate și a trebuit să m-am dus la un magazin al poliției, mi-am cumpărat o geacă de piele ca să arăt cât de cât pe stradă. De ce? Pentru că prestanța este foarte importantă, este încă un sfat. Deci sfatul numărul 1, v-am zis, indiferent în ce instituție, în ce departament, indiferent unde ați lucra, o să regretați. Pe lângă faptul că stai cu stresul că poate te filmează sau poate te-a văzut cineva sau poate ăla e polițist sub acoperire, ai făcut o dată, de două ori, de trei ori, începe să îți intre în sânge, ca orice alt viciu. Și atunci tu deja te bazezi pe banii aia care nu sunt ai tăi, te bazezi că o să-ți rezolvi problemele, datoriile și după ce ți le-ai rezolvat o să apară altele și tot așa, deci asta nu este o rezolvare. Eu mi-am găsit rezolvarea atunci când am plecat, deși a fost foarte greu, mi-a părut rău că am plecat și a fost o decizie foarte grea să fac chestia asta. Am zis, frate, decât să mă risc, decât să mă arestez, mai bine plec acum, mă suspend, n-am reușit să mă suspend pentru că n-au vrut să-mi aprobe suspendarea și au preferat să mă dea afară. Am vrut să plec în Japonia, să fac niște bani, să mă întorc. Zis și făcut, am plecat în Japonia, m-am judecat cu ei, cu poliția atunci 3 ani de zile. După 3 ani de zile m-am întors din Japonia cu gândul că știi procesul ăsta, mă întorc în poliție. Era și treaba cu Iohannis, mamă, o să avem un președinte neamț, o să fie bine, o să mă întorc în poliție, acum o să s-a schimbat lucrurile, s-au mai mărit salariile, da, s-au mărit salariile, dar s-au mărit prețurile, s-au mărit toate și tot nu e un polițist, nu trăiește decent cu banii ăștia. Poate nu vă vine să credeți, dar hai să vă spun ceva. Oricine lucrează, nu știu, în orice altă meserie, taximetrist sau șofer sau în orice alt domeniu, te mai descurci pe lângă salariu. Mai bagi o oră plus o oră suplimentară, mai, nu știu, faci un transport într-un weekend sau ca taximetrist mai stai o oră, două peste program și îți faci banii aia care trebuie să ți-i faci. Pe când în poliție tu ai un salariu fix și ăla este variabil. Când taie din salarii, când dă afară, când tot timpul ești într-un stres, pentru că tu trebuie să-ți păstrezi locul de muncă. Să fii polițist este foarte greu, lumea nu înțelege chestia asta și trebuie să te pregătești permanență, legile se schimbă quantumul amenzii, se schimbă, nu poți să ieși oriunde, că poate te recunoaște cineva și ai probleme, te duci într-un club undeva și aduce aminte sau te vede unul care i-a dat amendă și ai probleme, pentru că omul la băutură nu mai ține cont. Sau eu știu, sunt fel și fel de probleme care, ca polițist, tu, din anumite puncte de vedere, o să ai o viață limitată. Un polițist înseamnă 24 din 24. Pentru că tu și când pleci acasă, vezi ceva pe stradă, ești civil, dacă ești polițist, nu poți să nu te implici. Cei care sunt polițiști falși, că sunt o grămadă polițiști falși, care i-a băgat rudele, i-au băgat la grămadă să meargă cu turma și îi țin alții în spate, pentru că ați văzut și voi echipaje în care lucrează un polițist, lucrează cu un polițist fals, adică cu un polițist care nu are nici prestanță, nici nu știe să vorbească, nici nu știe să facă nimic, pur și simplu e să plimbă cel pe stradă și ia banii pentru că are colegul care îl ajută, îl scoate din orice situație. Eu am avut astfel de colegi care pur și simplu nu aveau ce să caute acolo, ei doar veneau la muncă ca să iau un salariu. Asta nu este o meserie în care tu să vii să-ți iei un salariu. Aici trebuie să fii dedicat, trebuie să ai o chemare, trebuie să ai o vocație, trebuie să îți placă. Dacă nu îți place, n-ai ce să cauți. Cine lucrează acum și se plânge că nu are salariu destul de mare, să facă ce am făcut eu. Încă se mai poate Anglia, încă se mai pleacă. Am înțeles că s-a dat drumul acum la Suedia, Elveția, partea aia, nu știu sigur care, dar am auzit că s-au dat drumul acolo.
în Japonia se cere acum să fac agenții de recrutare. Dacă vreți bani, plecați. Dacă vreți bani sau vreți o viață mai bună, nu stați în poliție. Meseria de polițist nu înseamnă viață bună. Nu înseamnă bani, nu înseamnă mașini scumpe, nu înseamnă nimic din astea. Meseria de polițist, dacă, ca și un pictor, ca și un artist, ca un arhitect, tot ce e important pentru el este să-și facă meseria lui. Atât. Poliția este, poliția în concepția mea și din experiența mea nu se compară cu nicio meserie. Deci cu toate joburile pe care le-am schimbat, și Anglia și Japonia, nu, din punctul meu de vedere, nu se poate compara cu nimic. Poate, nu știu, să fii pompier sau poate să fii sau pilot de avion, poate să fie mai marfă, mai frumos, mai star. Nu știu, nu am lucrat acolo, ca să vă spun. Dacă sunt alți polițiști mai buni decât ai noștri în alte țări, cum ar fi în Anglia aici sau în America sau în Japonia și așa mai departe. Eu cred că poliția română este una dintre cele mai bune poliții din lume. Și când o să spun chestia asta, o să mă și justific. Păi, ia gândiți-vă să vină un polițist american în România, să vină detașat și să lucreze cu pistol Carpați și să lucreze cu legile și cu autoritatea pe care o are poliția română, să lucreze el aici. Că un polițist american, când nu i-ai dat actele și nu te-ai legitimat, ăla pune imediat mâna pe pistol. Nu zic că te împușcă, nu e chiar așa, te împușcă, de scoate pistolul și te împușcă pe tine în cap când ai dat un buletin. Nu e, asta e și prostie în mintea unora. Dar ei au autoritate, ei au putere să facă chestia asta, ei se acoperă între ei. Poate să spargă geamul mașinii, te scoate afară cu forța, te cătușează, nu contează că ești femeie, copil, te ia, te cătușează, te duce pachet la secție. Și de acolo sunt alții care îi protejează pe ei. Deci chestia asta, eu cred că un polițist american nu cred că ar rezista să aibă răbdarea și să reușească cumva să aplaneze conflicte fără să încătușeze, fără să bată, fără să împuște, fără să facă nimic. Pentru că ăsta este ultimul lucru pe care îl faci. Să scoți cătușile, să scoți spray-ul, să scoți pistolul în România, 99,99% nu se întâmplă din cazuri. Și cam toți, comparând cu cazurile în America, cam alea 99% din situații scot pistolul și te pune cu mâna pe volan. Adică ăia care nu se legitimează. Asta se întâmplă în România. Eu asta am pățit mereu. De fiecare dată când ceream un buletin, trebuia să fii cu o discuție, cu o vrăjeală de poate o jumătate de oră câteodată, ca să-l convingi pe om să-ți dea buletinul. Într-adevăr, sunt și abuzuri de putere în România, sunt și polițiști șpăgari în România, sunt și polițiști falși și sunt și polițiști care, din păcate, nu știu să-și facă meseria. Pentru că nu este atât de important să dai o amendă, nici dacă te obligă nu știu ce șef și nu obligă pe nimeni. Astea sunt povești. Nu te obligă nimeni să-ți dai tu amendă. E pur și simplu, trebuie să-ți faci meseria, trebuie să ieși pe stradă și le vezi, n-ai cum să nu le vezi. Sunt o grămadă de probleme și mulți aplică amenzi cu ochii închiși, adică nu se uită un puțin la persoană sau fie puțin mai înțelegători. Mulți nu sunt înțelegători, pe mulți nu interesează, pur și simplu te-a prins să-ți amendă pentru că așa trebuie. Eu nu cred, în punctul meu de vedere, eu nu cred că România este țara la care trebuie să prinzi și să arzi omul, gata, că trebuie să faci tu legea, că trebuie să aplicăm legea. Pentru că și când aplici legea, după ce ai aplicat-o, de fapt, nu amenda aia este importantă care ai dat-o tu, important este efectul amenzii. Ce se întâmplă cu persoana aia după ce l-ai amendat, după ce ai amendat-o? Se va schimba, înțeles din ea, sau îl faci mai rău, sau poate creezi acum în mintea lui o imagine proastă poliției, pentru că l-ai amendat și poate nu merita sau poate n-a înțeles că trebuia să fie amendat sau că merita să fie amendat. Deci mai important, din punctul meu de vedere, este să stai o jumătate de oră de vorbă cu un om, să explici și să poate să dai un avertisment și să-l lași să plece, decât să te grăbești să dai 5 minute o amendă pentru că n-ai tu chef să stai să explici lui. Mulți se aprind repede, mulți nici nu merită discuția, într-adevăr, mulți se înjură, mulți nu suportă polițiștii pentru că nu suportă polițiștii fără niciun motiv, deci n-au nicio chestie, doar că vor ei să fie împotrivă. Ceea ce este o mare prostie, adică poliția până la urmă apără cetățeanul, asta este prima atribuție pe care o are polițistul, să te apere. El când patrulează pe stradă, tu te simți în siguranță, indiferent că îți place sau nu îți place poliția. Dacă ți se întâmplă ceva, sparge cineva casa, te bate cineva, tu ce faci prima oară? Suni la poliție, nu? Și oamenii ăia trebuie să vină și să-și pună viața în pericol pentru tine. Atunci când patrulează cu, eu știu, merg la un caz, polițiștii ați văzut că merg cu
cu girofarul și cu semnalele acustice pornite și merg cu viteză și poate într-o intersecție nu este văzut, s-a și întâmplat și cu salvări. Și intră unul în tine pentru că ascultă muzică tare și nu te vede că vii. Și, deci un polițist este pus în pericol tot timpul. Probabil că ați văzut știrile, eu le-am văzut cu polițistul acela care a fost împușcat de un interlop. Uite că se întâmplă și în România. Nu vreau să intru prea mult în detalii despre acest caz, că nu știu foarte multe detalii despre ce s-a întâmplat. Dar în America se întâmplă, nu știu, sper să nu dau cifre greșite, dar cred că moare cât un polițist în fiecare zi în America, împușcat. Pentru noi este ceva mai, un pic mai grav, pentru că nu prea s-a întâmplat și că noi avem altă lege în ceea ce privește armamentul. La noi legile sunt, la noi legile nu permit arme pe stradă și nu permit arme oricui. Nu poți să obții o armă așa ușor, cum este în America. În America poți să te duci să-ți cumperi, cum te duci la McDonald's să-ți iei un meniu, așa poți să-ți cumperi acolo un pistol. Chiar se poate. Deci oamenii se pot autoapăra cu pistoale. La noi, în România, deși se bate lumea, deși este probabil deși probabil suntem puțin mai violenți ca nație decât americanii, totuși la noi nu se folosesc atât de mult armele astea, nu sunt atât de multe arme pe stradă cum e la ei. Și pe de-o parte poate să fie mai bine, nu știu. Comparație cu Anglia, vă dau un exemplu. În Anglia poliția este respectată. În Anglia poliția ți-a mașina. În Anglia dacă n-ai asigurare, n-ai asigurare, n-ai taxă de drum, nu discută cu tine nimeni. Vine și ți-a mașina și te lasă pe jos. Asta se întâmplă aici. Nu am auzit cazuri până acum și n-am văzut, pentru că așa sunt românii. Afară când românii care sunt în străinate nu se ceartă cu poliția niciodată. Stau cu mine, stau în banca lor. Când vine România, încep și înjură poliția. Că atâta educație avem. Eu nu spun că nu au dreptate, eu nu spun că nu sunt anumiți polițiști care nu au ce să caute în această meserie, adică ăia falși, polițiștii falși. Nu vreau să critic eu pe nimeni, pentru că nu sunt în măsură, n-am eu de ce să fac chestia asta. Eu doar vreau să dau exemple și vreau să dau sfaturi pentru cei care vor să intre sau care sunt la început de drum și nu știu dacă să stea sau să plece afară sau să rămână. Sau poate eu sunt un exemplu pentru ei. Adică dacă sunt polițiști care acum se uită la acest vlog și se întreabă dacă să urmeze exemplul meu sau nu, dacă merită, eu aș spune că nu. Deci să pleci în afară din poliție, eu am făcut-o pentru că era ceva ce doream eu să fac. Eu de mic, de la 16-17 ani, îmi doream să plec în afară. A fost o chestie de-a mea pentru mine ca să văd eu cum este afară, am vrut să fac bani, am vrut altceva. Și mai și vârsta, dacă, nu știu, ai depășit 30 de ani să pleci în afară, să pleci din poliție în afară ca să lucrezi într-o fabrică, să faci niște bani și după aceea ce faci cu banii? Părerea mea că cine pleacă, pleacă și rămâne. Nu prea mai... Sunt foarte puțini care au zis mă duc câteva luni în Anglia să fac niște bani și mă întorc acasă. Sunt foarte puțini. Și au făcut o nuntă și au renovat o casă și... Nu, majoritatea rămân. Deci dacă ați plecat din poliție, nu o să vă mai întorceți, eu vă garantez chestia asta. Și sau rar de tot te mai întorci, rar te mai întorci. Te înveți cu niște bani, te înveți cu un anumit nivel de trai, lumea este un pic mai civilizată, mai liniștită, mai calmă și te întorci în România. Bun, este o meserie care îți place să o faci, ok. Dar te întorci în România și realizezi că salariul tău este de 4 ori mai mic decât la unul care lucrează la spălătorie în Anglia și lumea nu te respectă și șefii nu te respectă și sunt mulți care n-au ce să caute acolo și se întâmplă să fie și superiorii tăi și sunt mulți colegi polițiști falși care nu-și fac treaba și datorită lor tu nu poți să-ți o faci nici tu cum trebuie și sunt multe probleme și atunci nu mai te întorci. Deci cine lucrează acum în poliție și se gândește să plece, eu îi sfătuiesc să nu pleci. Adică să plece doar în cazul în care le-a ajuns cuțitul la os sau li s-a luat definitiv și nu mai găsesc nicio plăcere în chestia asta. Pentru că nu o să duci afară să lucrezi, eu știu, la birou sau să lucrezi neapărat în condiții mai bune decât lucrai. O să lucrezi în condiții mai grele, o să ai mai mulți bani, dar o să lucrezi în condiții mai grele. Și atunci gândiți-vă cât de mult vă interesează pe voi acești bani. Sunt oameni care pentru ei fericirea înseamnă să aibă o mașină, o casă și atât, punct. Nu contează ce muncă au. Pentru ei e bine să vină aici. Din punctul meu de vedere, pot să spun că regret pe o parte că am plecat din poliție pentru că mi-a plăcut. Dar pe de altă parte, dacă aș mai face încă o dată alegerea asta, aș face-o de fiecare dată, de 100 de ori. Pentru că nu se compară cu experiența care o ai în afara României și cu ce trăiești și ce șanse poți să ai, niciodată nu o să ai în România. Eu asta cred, nu știu. România e foarte, foarte, foarte greu să te ridici. Eu am încercat
și în poliție și am încercat și în alte domenii, dar fiind vorba despre poliție, ca să încheiem acest vlog, să nu mă lungesc ca de fiecare dată, dacă mă mai întorc, dacă ar fi să mă mai întorc. Păi nu știu, eu nu cred că o să mă mai întorc în poliție, dar nu se știe niciodată. Dacă s-ar schimba ceva radical, să schimbe ceva acum în poliție, nu știu, la modul să se dea mai multă autoritate din primul rând polițiștilor, să crească puțin mai mult nivelul de trai în România sau să mărească puțin salariile acum sunt ele acum, să le mărească puțin mai mult, să dea puțină autoritate poliției mai multă, dacă mi s-ar mai oferi o șansă, poate m-aș întoarce. Dar în situația de acum, nu, n-are rost, deci nu, mai bine prefer să, din punctul meu de vedere, din ce am văzut și ce pot să fac aici, n-are rost, n-are niciun rost. Mai am vise de realizat, mai am de trăit, mai am de mâncat, mai am de băut, deci n-are rost să mă duc acasă, să mă leg, să mă închid într-un cerc, că asta faci. În România nu te poți dezvolta, în România dacă eu mă întorc, sunt la un nivel, mă întorc la nivelul ăla de poliție sau așa și acolo rămân. Nu o să pot să mai fac ceva, nu o să pot să, nu știu, să-mi schimb o mașină, să-mi fac o casă, nu o să pot să fac nimic. Pur și simplu o să mă întorc doar pentru că îmi place munca aia. Deci până la urmă nu poți să fii din toate punctele de vedere ok. Trebuie să pui în calcul și să vezi la sfârșit ce ți iese. Sunt și lucruri pro și contra legate de poliție. Și pe final aș putea să mai vorbesc puțin despre dacă este periculos și dacă poți să intri în poliție. Presupun că cei care nu au rude în poliție și nu știu pe cine să întrebe, se gândesc, domnule, n-am cum să intru pentru că există prea multă corupție și numai cine are neamuri intră. Nu este adevărat, eu sunt un exemplu, pentru că eu n-am avut pe nimeni și nu m-a ajutat nimeni să intru. Bine, atunci, în 2007 când am intrat eu, atunci se dăduse drumul la posturi și erau niște concursuri scoase, am avut puțin noroc, am intrat pe limită, am învățat puțin, mi-a plăcut, așa am avut o chestie, când mi se pune pata pe ceva și vreau să realizez ceva, stau și zi și noapte și lucrez acolo până obțin lucrul, așa am reușit să intru. Și acum am mai fost, am înțeles, anul trecut sau cu 2 ani, tot așa a fost încă un val în care s-a intrat din sursă externă în poliție și te duci, pur și simplu duci și dai un examen, analize medicale și mai departe, pe care te duci la Câmpina și faci acolo școala de poliție. Și intri în poliție, deci se poate intra în poliție, nu vă gândiți că nu, doar că trebuie să vă documentați puțin mai bine, intrați pe internet, se găsesc acolo toate detaliile, chiar dacă nu intri, nu trebuie să știu eu, să te dezamăgești atât de mult că nu ai intrat sau n-ai intrat din prima și să renunți repede sau să-ți pară rău sau nu, încerci. Încerci, vezi dacă se poate, bine, nu se poate, poate nu trebuie să intri, poate nu trebuia să intri niciodată, poate nu e pentru tine, nu știu, dar dacă îți dorești lucrul ăsta, eu zic să încerci, oricine, și oricine ar intra, vă garantez că n-are cum să-ți pară, nu știu, s-a întâmplat, am văzut și cazuri în care au venit colegi noi și n-au stat mult pentru că s-a întâmplat să înjure cineva pe stradă și, adică am văzut partea asta cea mai nasoală, când ai de-a face cu un cetățean recalcitrant sau ai o situație de-asta mai nașpa cu, eu știu, bețiv, cu drogați, cu ai o situație un pic mai nașpa. Dar alea sunt rare și sunt colegii care mai vechi, care au experiență și ei o să aplaneze situația și tu trebuie să înveți. Și dacă te panichezi din prima și dacă intri într-o stare de-asta că asta înseamnă pentru tine poliția, nu mai vezi părțile bune și, cum am spus la început, nu e pentru oricine, n-are rost. Eu am avut situații neplăcute, s-a întâmplat să am și eu probleme, toată lumea, nu știu, să lucrezi în stradă, n-ai cum să nu ai. Dar am învățat din fiecare experiență și care și acum, încă și acum îmi prinde bine, pentru că ce am învățat acolo a fost ca un fel de, nu știu, psihologie, armată. Pentru mine poliția m-a schimbat total din ce eram eu până să lucrez acolo și după aia 5 ani m-a schimbat și, cu alte cuvinte, să lucrezi în poliție nu o să regrezi niciodată și nu o să îți pare rău niciodată și nu o să spui că ai lucrat degeaba acolo. După care a fost Japonia, unde acolo am cunoscut cu adevărat ce înseamnă onoare și respect, care le știam din poliție, dar aici, pur și simplu, văzând la japonezi la ce nivel sunt ei, m-a șocat și m-a schimbat. Și acum am venit în Anglia și am văzut și aici o altă clasă socială de oameni, altă gândire, alt,
comportament în, în societate și îmi place să descoper lucruri noi, îmi place să tot să învăț, să mă autodepășesc și să merg în viață, să fac din ce în ce mai multe lucruri și o să mai vedeți pe viitor ce planuri mai am și ce o să mai realizez. Ce am vrut să spun despre experiența mea în poliție, cred că am acoperit în mare parte. Sunt foarte multe de zis, aș mai fi spus o grămadă, nu știu dacă vă interesează, poate mai fac și partea a doua. Lăsați comentarii dacă lucrați și, nu știu, aveți întrebări pentru mine sau aveți, sau pur și simplu vreți să comentați, ori vă gândiți să intrați în poliție sau pentru cei care lucrează acum și se gândesc să plece în afară, orice comentarii lăsați, eu o să încerc să vă răspund în limita timpului disponibil. V-am dat sfaturile, sper să le luați și în încheiere următorul vlog am să procedez la fel. Comentariile cele mai frumoase sau unul dintre ele o să le postez în următorul vlog la începutul vlogului. Dacă nu v-ați abonat până acum, nu uitați să o faceți. Așadar, vă las, am să închei aici și ne vedem data viitoare cu următorul vlog. Ciao.